Conducerea primăriei Roman pune din ce în ce mai mult accent pe ceea ce înseamnă guvernarea electronică în activitatea diurnă a instituției, încercând în felul acesta să aducă actul normativ cât mai aproape de cetățean prin facilitarea accesului la informație. Pe site-ul primăriei Roman am avut lansat o secțiune specială tocmai pentru a colecta aceste propuneri venite de la cetățeni, însă, din păcate, se pare că mai trebuie ceva timp până să avem o democrație participativă reală, întrucât am primit doar două mesaje de la cetățeni. Ori acest lucru, nu aș vrea să mă îmbăt cu apă rece și să spun că înseamnă că avem o birocrație redusă la nivelul primăriei municipiului Roman, pentru că vă spun eu, nu avem, aici mai avem de lucru, însă și cetățenii municipiului Roman trebuie să se implice mai mult, să comunicăm mai mult. Eu de când am preluat mandatul de primar am devenit foarte activ în ceea ce privește transparența și eliminarea birocrației din sistemul public și îmi doresc o participare cât mai amplă și din partea cetățenilor pentru a ne aduce la cunoștință disfuncționalitățile care sunt, tocmai pentru a remedia problemele care pot apărea. Pentru scurtarea timpului de așteptare în rezolvarea problemelor romașcanilor, aceștia au solicitat instituției programarea online pentru căsătorii și obținerea de programări online pentru transcrierea actelor de stare civilă pentru cetățenii români care muncesc în străinătate. Am primit doar două solicitări. Una ar fi la o posibilitate de programare online a cununiilor civile și o a doua se referă la timpul de așteptare pentru transcrierea certificatelor de naștere și de căsătorie, mă refer la acte de stare civilă realizate în străinătate și care trebuie transcrise în România. Din păcate, în acest al doilea caz, e vorba de o procedură birocratică națională, nu ține de primăria municipiului Roman, însă vom încerca să facem demersuri pentru schimbare legislativă, astfel încât timpul de așteptare să fie cât mai mic. Din punctul nostru de vedere, noi depunem toate eforturile necesare, cel puțin în perioada verii, când vin foarte mulți cetățeni din care locuiesc în străinătate, să le acordăm tot sprijinul pentru aceste transcrieri. Primăria a lansat pe site-ul instituției și un chestionar de satisfacție referitor la posibilitatea achitării online a taxelor și impozitelor locale, care s-a dovedit a fi extrem de eficient, realizându-se de la începutul anului și până acum 246 de plăți cu cardul, care au adus în visteria locală de la începutul anului peste 100.000 de lei. Eu zic că cele mai frecvente solicitări pe care le-am avut în cadrul celuilalt program de chestionarul privind evaluarea gradului de satisfacție, au privit posibilitatea plății cu cardul la Direcția de Taxe și Impozite Locale și cu această ocazie vă pot spune că până acum s-au realizat 246 de plăți cu cardul de la începutul anului, de când am introdus acest sistem. Avem aproximativ ca o medie de 7 plăți cu cardul pe zi. Din totalul sumelor încasate, aproape 100.000 de lei noi au fost încasați cu cardul. Deci iată că acest demers și această solicitare a romașcanilor a avut un răspuns favorabil din partea administrației publice locale și în același timp un impact foarte bun în ceea ce privește încasările. În scopul unei mai facile informări și a reducerii timpului de așteptare la ghișee, pe pagina de internet a primăriei, cetățenii pot găsi cele mai multe formulare de care au nevoie în rezolvarea diverselor probleme la Serviciul de Urbanism, la Direcția de Asistență Socială, la Biroul de Stare Civilă, la Evidența Informatizată a Persoanei, autorizări parcări sau participare la licitații. Îmi doresc ca în continuare să implementăm cât mai mult din ceea ce numim guvernarea electronică, care poate duce la simplificarea procedurilor în ceea ce privește comunicarea și administrarea informațiilor. Practic, ne dorim să punem la dispoziția romașcanilor formulare tip și informații
referitoare la serviciile din cadrul instituției, fără ca aceștia să mai fie nevoiți să meargă la ghișeele din Primăria Municipiului Roman, iar mare parte din aceste formulare se află și pe site-ul Primăriei Municipiului Roman, la secțiunea Servicii Publice. Oricine este interesat poate descărca de pe site-ul primăriei formularele necesare pentru obținerea certificatului de urbanism, autorizației de construire sau de desființare, emiterea avizului de urbanism, eliberarea avizului de săpătură, diverse declarații fiscale pentru persoane fizice și juridice, acte necesare și formulare aferente pentru diferite tipuri de solicitări în domeniul asistenței sociale, formulare pentru starea civilă și evidența persoanelor, formulare pentru autorizări comerciale și transport, formulare pentru parcările de rezidență, formulare pentru participare la licitații în vederea închirierii de spații comerciale. Practic, toți contribuabilii, persoane fizice și persoane juridice din Roman, pot să afle în orice moment ce taxe și impozite datorează bugetul local și să le achite prin intermediul sistemelor electronice de plată. Direcția Locală de Evidență Informatizată a Persoanei a derulat și anul trecut, dar și anul acesta, campania Atenție la Identitate intră în legalitate, în cadrul căreia s-au efectuat 49 de deplasări cu camera mobilă în care au fost puse în legalitate peste 1500 de persoane. În 2016 a fost încheiat un protocol de colaborare cu Asociația Romii Romașcani în vederea identificării cetățenilor de etnie romă care nu au acte de identitate. Au fost întreprinse demersurile necesare pentru emiterea cărților de identitate și clarificarea situației privind starea civilă a acestor persoane. Biroul de evidență informatizată a persoanei a mediat și pus în legalitate un număr de 355 de persoane aparținând acestei etnii. În primele două luni și jumătate ale acestui an au mai fost puse în legalitate alte 49 de persoane de etnie romă, cărora le-au fost eliberate cărți de identitate. În cursul anului 2016, Biroul de stare civilă a eliberat 105 acte de stare civilă pentru cetățenii de etnie romă, din care 67 de certificate de naștere, 20 de certificate de căsătorie și 18 de deces. În același scop, în aprilie 2016, s-a deschis un ghișeu unic pentru primiri documente în cadrul Biroului de Evidență Informatizată a Persoanei prin programarea online a cetățenilor, utilizând aplicația pusă la dispoziție prin intermediul paginii de internet a primăriei.